Dreptul Uniunii conferă drepturi tuturor cetățenilor Uniunii. Totuși, conținutul precis al acestor drepturi nu este întotdeauna clar și este nevoie de o decizie a Curții pentru stabilirea modului în care aceste drepturi se aplică în anumite situații. Dreptul Uniunii recunoaște cetățenilor dreptul de a călători pentru a beneficia de servicii, dar nu precizează cum s-ar putea aplica acestea serviciilor medicale. Așadar, Curtea de Justiție a trebuit să decidă cum se aplică dreptul Uniunii în cazul serviciilor medicale. În 1998, într-o cauză care privea un tratament dentar, Curtea de Justiție a statuat că, dacă un cetățean se deplasează într-o altă țară a Uniunii pentru a primi acolo îngrijiri medicale ambulatorii, nu este necesară autorizarea prealabilă din partea sistemului său național de asigurări de sănătate. În plus, cetățeanul ar trebui să fie rambursat în aceleași condiții ca și în țara de origine. De asemenea, nu era necesar un acord prealabil pentru achiziționarea de materiale medicale, cum ar fi ochelarii, care ar trebui de asemenea să fie rambursați. În cauze ulterioare, curtea a statuat că, pentru un tratament care necesită spitalizare, țara de origine poate impune o autorizație prealabilă din partea sa, dar această autorizație nu poate fi refuzată pentru proceduri standard, decât în cazul în care același tratament sau un tratament echivalent este disponibil în țara de origine într-un termen rezonabil. Recunoscând nevoia de mai multă claritate, în 2011, Uniunea a adoptat o nouă legislație care se inspiră din jurisprudența Curții, ceea ce ne permite tuturor să ne înțelegem și să ne exercităm drepturile.